Salut! Vreau să vă arăt o șmecherie ca să prelungiți durata de viață a lui marsupii sau marsupii plus, că sunt la fel, din punctul ăsta de vedere. Mie îmi place foarte mult marsupii pentru că e un sistem de purtare ieftin și foarte, foarte ușor de pus. Problema cu el este că rămâne foarte repede mic și o să vă explic imediat de ce. Am auzit mămici care își poartă copii în marsupii până la un an jumătate. În niciun caz, la un an jumătate al copilului marsupii nu mai este bun. Pentru ca cel mic să stea bine în sistemul de purtat, sunt importante trei lucruri. Să fie cu fața la mamă, să fie spatele să facă litera C și fundulețul și genunchii să facă litera M, adică fundulețul să fie mai jos decât genunchii. După cum vedeți, deja în cazul lui Ivan, care are 6 luni aproape, puntea a rămas mică, adică bucata asta dintre genunchii lui este mult mai mică decât distanța de la un genunchi la altul. Deci, practic, el, ca să stea corect, ar trebui să stea așa. Imediat, iubitule, imediat. Ca să prelungiți durata de viață a lui marsupii, șmecheria este să prindeți bretelele în loc de aici, pe spate, pe panou, să le prindeți printre, pe sub picioarele lui bebe. Uite așa. Sistemul este în continuare, sigur, nu se va desface. Și felul ăsta am prelungit puntea de la un genunchi la altul. Da, iubitule, gata, mulțumesc. Și ați prelungit durata de viață a lui marsupii.